Poți să ierți? Pe cine ierți? De ce ierți? Cum ierți? Am citit la un moment dat pe Facebook o cugetare a unei prietene care spunea că a citit o carte scrisă de un psiholog american care spune că e ok să nu ierți. Și am rămas consternat. Dacă nu ierți, riști să-ți faci foarte mult rău, pentru că vei trăi cu ideea că nu ți s-a făcut dreptate. Dacă nu poți să ierți, nu înțelegi ce ți s-a întâmplat. Dacă nu poți să ierți, nu îl înțelegi pe celălalt. Și normal că nu poți să îl ierți. Ierți și începi să ierți atunci când înțelegi ce se întâmplă, când înțelegi că celălalt, nivelul celuilalt de cunoaștere, de conștiință. De ce să ierți? Ca să fii bine cu tine. Ca să te eliberezi de poziția de victimă. Pentru că atunci când trebuie să ierți, sau de ce trebuie să ierți? Pentru că ți s-a greșit, nu? Sau ți s-a întâmplat ceva pe care tu consideri că nu trebuia, un lucru pe care tu consideri că nu trebuia să ți se întâmple și care te nedreptățește. Atunci e nevoie de iertare. Pentru că consider că lucrul ăla nu trebuia să se întâmple ție și te întrebi unde e greșit. Ca să înțelegi și să vezi unde e greșit, e nevoie de analiză. De analiza lucrurilor, de analiză conștientă. Dacă nu faci asta, da, o să continui cu starea de vină, cu neiertarea. La un moment dat în timp, probabil după foarte mulți ani, pentru că o să intervină uitarea, o să crezi că ai iertat. Dar iertarea survine și se așează în suflet atunci când înțelegi. Poate că de foarte multe ori viața ți se pare injustă, incorrectă. De ce să ți se întâmple ție anumite lucruri? Pentru că sigur trebuie să treci la alt nivel. Sigur ai ceva de învățat. Oricât de grele ar fi lucrurile respective, oricât de tare ar durea. Poate că trebuie să-ți întărești încrederea în tine. Poate că trebuia să se întâmple lucrurile alea pentru că vin alte lucruri mai bune. Și ca să vină alte lucruri mai bune și să le lași să vină în viața ta, trebuie să închizi poarta prezentului sau a trecutului. Și atunci, dacă nu o închizi tu, o închide destinul. O închid planetele. Câteodată nu suntem capabili să înțelegem ce e bine pentru noi. Sau dacă am intrat într-o poveste de viață, continuăm, indiferent cât de nefavorabilă ne este. Așteptăm ca într-o zi să se întâmple ceva. Și atunci când se întâmplă ceva, nu mai suntem de acord cu ce se întâmplă. Și asta pentru că, deși raționăm și știm care este adevărul, sufletul nostru, din cauza atașamentului, nu vrea să se despartă de lucrurile pe care le cunoaște, în care a investit emoții, în care a investit timp, care îi sunt dragi. Dar rațiunea și mintea știe că
oamenii respectivi, oamenii de lângă, oamenii care te fac să suferi, nu sunt cei potriviți. Și atunci, dacă tu nu te poți desprinde singur, se întâmplă lucruri. Probabil că ceilalți îți greșesc și atunci, de voie de nevoie, rupi legăturile. Și ești pe poziția de a fi victimă. Sunt victima a consecințelor. De fapt, sunt o victimă a neascultării rațiunii mele. Și ce faci? Te ierți pe tine? Poți? Poți să te ierți pe tine? Poți să te ierți pe tine pentru că trebuie să te iubești ca să te duci mai înainte. Dacă nu te ierți pe tine, nu poți să ierți nici pe ceilalți. Dacă nu te iubești pe tine, nu ai cum să iubești pe ceilalți. Doar ni se pare că iubim. Dacă știi să te iubești, știi să și ceri iubire și să știi ce înseamnă să primești iubire. Iubire nu înseamnă neînțelegeri. Iubire nu înseamnă minciună. Iubire nu înseamnă violență. Dar noi toate astea le transformăm în iubire. Pentru că după ce îți dau un pumn, îți spun că te iubesc și persoana care încasează confundă emoțiile cu vorbele, cu gândurile. Nu mai e rațională, nu mai înțelege nimic. Și atunci când nu analizăm lucrurile așa cum sunt, riscăm foarte mult să ne cufundăm într-o inconștiență, confuzie, depresie de viață. Revenind la iertare, dacă nu ierți, nu te poți duce mai înainte. Nu te poți duce înainte, pentru că îți vor reveni în memorie lucruri, nedreptăți, cuvinte, întâmplări. Vei trăi în trecut. E foarte greu să ierți. Dar Iisus și marii maestri ne învață că iertarea e cea mai bună soluție. Și nu pentru că au făcut-o ei, ci pentru că ar trebui să o experimentăm și noi ca să putem să înțelegem. Ca să putem să înțelegem viața altfel. Atunci când înțelegem că problemele psihice sunt într-o proporție foarte mare în întreaga societate, vom găsi un fel de echilibru undeva. Pentru că lumea are probleme psihice grave. Pentru că lumea e dependentă. Pentru că lumea nu se cunoaște deloc. Pentru că lumea nu își pune întrebări. Pentru că lumii nu-i pasă de celălalt. Pentru că lumea manipulează. Pentru că lumea face crime. Pentru că lumea nu învață nimic din nimic. Atunci când înțelegi că suntem doar niște animale fără intelect, de cele mai multe ori, nu e milă față de celălalt, e înțelegere
că așa suntem construiți și că unii dintre noi nu se autodepășesc niciodată. Asta spune, te iert și merg pe drumul meu, pentru că nu mă pot coborî atât de tare să mă consider victimă a tot ceea ce ai făcut tu. Dacă cineva, de exemplu, vine și te scuipă pe stradă fără să te cunoască, fără să știe nimic despre tine, înseamnă că tu meriți scuipatul respectiv? Nu. Înseamnă că celălalt e vai de mama lui. Are atât de multe probleme psihice, emoționale, traume, încât nu e ok cu el. Asta nu înseamnă că tu ai vreo vină. Și ce faci? Ștergi scuipatul și mergi mai departe. Ce o să faci? Nu o să-l ierți? O să te gândești toată ziua și zilele următoare. Ah, ce-a făcut ăla? La ce ajută asta? Nu e decât o pierdere de vreme. Râzi și mergi mai departe. Asta înseamnă, n-am uitat, dar am iertat. Câți oameni nu îți greșesc de-a lungul vieții și ce faci? Ce faci? Ierți și reiei povestea? Sau ierți și te duci pe drumul tău? Dacă ierți și când spui iert, te gândești că ai mai putea da o șansă prietenului sau omului de lângă tine, te expui să cazi exact în aceeași poziție după o anumită perioadă de timp sau imediat. Mai dai o șansă unui om care nu se poate schimba, nu înțelege nimic. Dacă a greșit atât de tare și te-a pus în situația de a fi victimă, înseamnă că omul respectiv nu are cum să se schimbe. Nu se schimbă. Degeaba îi dai șansă. Că el o să-ți dovedească că e același om. Dacă nu atunci, imediat, în câteva zile, peste o perioadă scurtă. Egourile sunt incontrolabile și yes, ne mănâncă de vii. Pentru că nu știm să le controlăm, pentru că nu le înțelegem, pentru că nu știm când ies și ce fac cu noi și ce fac din noi. Deci, iertăm și uităm, dar nu ne întoarcem niciodată înapoi. Nu uităm, dar nu avem cum să... Să iertăm și să ne facem că nu s-a întâmplat nimic. Pentru că nu se poate. Iar mă întorc la mine și din experiență proprie, de fiecare dată când am lăsat bariera jos, oamenii au profitat. Am spus, te iert, îți dau a doua șansă și cine a fost victima? Același care a fost și prima dată. Odată ce ai înțeles că omul n-are treabă cu destinul tău, închide ușa. Definitiv și irevocabil.